Scrisoarea primită săptămâna trecută a avut efecte nebănuite în mintea și sufletul lui Ștefan. Toate nopțile nedormite și lacrimile de până atunci și-au pierdut sensul. Ștefan era devastat. Ștefan, ce sunt? Vreau să plec. Am rugat de ea toată de azi de aici și să-mi dea un minut. Un minut. Un telefon. Și nu am avut nimeni. Aș vrea să spun să întrebi ce cu scrisoarea care am primit, dar nu înțeleg scrisoarea absolut deloc. Claudia lua în calcul o variantă la care Ștefan se gândise, dar nu avusese curajul să o ia cu adevărat în calcul. Dacă e acasă, are relație, la asta te-ai gândit? Da, chiar m-am gândit și la lucrul ăsta, dar... Ștefan o consideră net superioară oricărei apropieri de Claudia. Ce facem noi, Ștefan? Ce să facem, doamna Simona? Eu mai bine prefer aici casă cât o să stau un vis frumos cu fosta decât o relație toxică cu Claudia. Ți-ți dau o batistă? Nu, că am plâns destul și cred că nu am nicio lacrimă. Niciodată n-am plâns, am plâns aici în casă. Niciodată n-am plâns. Și până la urmă, emisiunea asta este despre iubire, nu? Mm-hmm. Și ar trebui să dea și despre mie emoție. Da, despre emoție. Să-mi dea și mie telefonul. Cu cine vrei să vorbești? Cu fosta aș vrea să vorbesc. Dar ce vrei să-i spui? Eu nu pot să... Nu știu, aș vrea să vorbesc cu ea. Dar când ai văzut-o ultima dată? Pe 24 am venit aici. August pe 23. Că o zi înainte. Da. Și v-ați certat? Da, ne-am certat. Că veneai aici? Da, că vine aici. Și ce ți-a spus? Că dacă o să vin aici, totul se va termina. Și tu n-ai crezut? Nu prea am crezut. Am zis că nu o să stau foarte mult aici în casă, dar mi s-au dat planuri peste cap. Și n-am crezut că o să fiu așa afectat. Și tu sper că ea... Da, sper te așteaptă. Că ea măcar... Eu da, mi-aș dori. Dar trecutul nu poate fi schimbat. Au rămas doar presupunerile, speranțele, dar mai ales regretele. Ai și greșit față de amul. Bă, am greșit, mă, păi cum m-am scris aici când aveam relații și o relație destul de frumoasă aveam? Și am venit ca prost aici. Da, mă, dar oarecum vezi, uite, aici ai realizat cu adevărat că o iubești. Eu, mă, dacă ar fi fost, poate că aș fi iertat-o. Dacă venea ea aici și făcea ce am făcut eu ca și fată, și chiar vedeam că suferă după mine și pas de mine și că nu poate, ziceam, da, mă, hai mă, las, eu te mai dau o șansă, pentru că, uite, se vede că a greșit și că-ți dorește. Dar nu știu, poate are și ea orgoliul ăla, că n-ai, are și ea orgoliul, pă. Ce vizi, a plecat din eu asta, mă, ușor, dar din... O să încerc să fac și o altă relație, ca să ui, ca să trec mai ușor peste. Unele lecții se învață mai greu. Ștefan are încă așteptări, dar peste toate simte nevoia unei clarificări. În viața asta trebuie să asumi ce vrei să faci, nu? Și când e o alegere, trebuie să nu iei doar cu capul, să ieși cu inima. E bine că ai învățat asta. E o învățare de minte, dar nu mai fac ce am făcut. Da, și vreau să și vorbesc cu ea măcar un minut, să-mi dea și pe telefon să vorbesc, să o sun eu un minut personal. Să zic, a, da, mă, uite, asta e, pa. Bine, du-te, pa, la revedere. Oricum ne vedem noi afară. Cât o fi plânsea săraca și o fi suferit? Tu gândește-te. N-am știut să apreciez. Aici am fost, am văzut că nu e nimic mai bun de ce aveam eu. Dar de ce am venit? Bă, sincer, nici eu nu știu, nici acum nu... Nu pot să dau seama de ce am venit eu aici în casa asta. Pentru ce și de ce. Poate ieși afară și vezi că, de fapt, nu chiar așa și poate vă împăcați. Tu îți dai seama ce test este pentru voi? Că nu vă mai desparte nici naiba? Asta, clar. Ștefan. Da. Ia povestește-mi tu mie un pic, pentru că, uite, n-am intrat niciodată în detaliu în povestea asta. Tu ai tot spus că aveai o relație, erați așa oarecum supărați și tu, la nervi, te-ai înscris, ai văzut un anunț pe Facebook și te-ai înscris la emisiune. Da. Erați despărțiți când te-ai înscris la emisiune? Nu. Și atunci? Pe nici eu nu știu ce m-am înscris. Ai vrut să o ameninți cu asta? Uite, dacă nu se întâmplă nu știu ce... Sau ce s-a întâmplat? Eu când m-am înscris, i-am zis că m-am înscris. Dar eu... de ce? Tu erai într-o relație. Da, eram într-o relație. Aici este o emisiune în care vii și cunoști o fată și te însori. Tu aveai o relație, aveai o prietenă. Da, trebuie să fi fost ceva, o discuție între voi doi de... Te-a îndemnat pe tine să intri și să
particip la casting. Aici nu înțeleg. Te rog, îmi spui ce a fost atunci. Da, pentru că tot ne certam. În ultima perioadă ne certam foarte mult. De ce? Nu știu de ce ne certam, dar știu că ne certam foarte mult. Nu prea mai mergea așa lucrurile între noi doi. Și tu ce ai spus? Că dacă o ameninți că particip la Mireasa, ea o să... Vrut ce o să fac? O să renunțe la facultate? Că... Eu n-am vrut să o ameninț pe ea. Eu am zis că să-mi fie mima ușor, mă gândeam doar la mine. Că dacă o să vin aici, o să trec mult mai ușor peste. Peste despărție, da. Da, peste despărție. Da. Cum a fost să ne despărțim afară, eu credeam că afară o să-mi fie mult mai greu. Și zic, dacă vin în casă, o să fie mai ușor. Da, tocmai mi-ai spus că nu erați despărțiți. Păi nu eram, dar urma până la urmă să ne despărțim. Pentru că ne certam foarte des. Și am zis că... Și motivul acestor dispute era faptul că ea intenționa să meargă la Timișoara, parcă, la facultate, nu? Da. Și tu erai gelos. Păi, da, sunt că eram gelos și știam că o să termin. Și știam că o să-mi fie mie foarte greu. Și ce voiai să-i spui ei? Stai, nu te mai duce la facultate? Nu, bă, cum să-i spun lucrul ăsta? Dar? Am preferat să fug, cum ar fi. Adică să fug, să-mi fie mie mai simplu. Am zis că vin aici, o să-mi fie simplu, o să mă îndrăgostesc aici în casă, o să fie frumos. Dar nu... Ceea ce s-a și întâmplat. Da, s-a întâmplat. Dar n-a durat. Dar părinții fetei de ce nu au fost de acord cu tine? Nu știu, nu vreau să vorbesc despre ei. Ok. Ei nu au văzut niciodată pe mine și... Îți respect această... Da, și m-au judecat fără să mă cunoască. ...dorință. Cum a reacționat ea când i-ai spus că o să pleci în acest reality show unde scopul era evident să cunoști pe cineva și să te însori? Ce să vezi? Da, seama că a fost foarte supărată. A zis că dacă o să vină aici, clar, totul se va termina între noi doi. Și ai crezut-o? Da, am crezut-o. După am mai vorbit cu ea, din cât mi-a trecut aminte, la pensiune, până să-mi ia telefonul. Și ea tot probabil că nu credea că o să intri, nu? Da, probabil că nu credea, credea că e o glumă. Și din glumă în glumă am ajuns cu Ștefan, după 4 luni de stat aici în casa Mireasa, să plângă pe unde poate după fosta iubită. Ei bine, lui Ștefan i s-a permis să vorbească cu această fată. Hai să vedem care a fost reacția lui după telefon. Să fi fost convorbirea cu fosta lui iubită vreun real succes? Judecând de după reacțiile lui Ștefan, putem trage concluziile împreună. Gata, m-am vorbit! Și? În sfârșit am vorbit! Și ce a zis Ștefan? E cum zic eu, mă, știți că e cum zic. E cum zici tu, mă? Normal! Vai, ce eliberate! Mâncarea și-o capul lui, bă! Oh! Oh! E bine, mă! Da! Ha? E bine, clar, îți dai seama. Am eliberat toate gândurile. Ai văzut? M-am niciun gând. Cât de mult m-a liniștit mine că am vorbit cu ea. Prima dată când sunt fericit cu adevărat în casa asta. Și acum ce o să faci? O să fiu iar cu zâmbetul pe buze, iar cu glumele mele, iar fericit. Dar nu cred că o să mai fac relație. Gata, m-am vorbit cu ea. E cum ziceam eu la început, că e foarte bine. Băi, ea cu vorbele, dar eu pe ea mai bine o cunosc mai bine ca decât să cunoaște pe ea. Eu i-am promis că... Am zis că nu cred că o să stau foarte mult acolo, că o să plec foarte repede, că nu stau foarte mult. Și ea mi-a zis, mă, dacă cumva de tu intri în casa acolo, noi ne despărțim. Ok, dar zic, nu stau foarte mult. Și a zis că ne despărțim. Și am zis că bine, nu, și ne despărțim. A început să-mi spune a mie că are iubit, că eu acum am iubit, că nu știu, lasă mie cu iubitul tău. Când am închis, mi-a spus și ea că mă pupă, că... Deci, despre ce discutăm aici? A zis că mă așteaptă, a zis că într-un fel că e supărat, dar știi, vorbea cu zâmbetul așa pe buze, că spunea că știi, adică se simte când un om îți, când îți vorbește, nu răspunde două vorbe, bă, bine, hai, pa, la revedere, ți-am închis și du-te. Ce bine mă simt! Un optimist debordant în avantajul dragostei, Ștefan simțea nevoia să-și exprime fericirea. Ce zici, bă, Alex? Nu mai zic nimic, Ioane, ce să zic. Așteptăm să intre fete în casă. Da, sunt cu fetele tale, mă. Eu sunt fericit, nu-ți bine, fete, acum. Chiar aveam nevoie, mă, pentru că eram foarte... Erai bulversat? Rău. Dar eu mi-asum tot ce am făcut. Nu supărat așa pentru tot ce am făcut, pentru că, până la urmă, ea știe că ăsta sunt eu în mare parte. Dar dacă ea ți-ar fi făcut ție același lucru,
Tu ai fiert, da. Dacă vedeam că plânge cum plângeam eu după ea pe aici prin casă și că dacă vreau să mă împac cu el, vă dați seama că nici eu nu spuneam din prima, da, vin acasă, că eu te aștept, abia așteptam să mă sun să vii tu acasă. Nu, pa, îi spuneam același lucru, dar în sufletul meu, da, vă dați seama că iertam. Vreau să aud eu pe ea, măcar să aud eu vocea ei, să-mi spunea mie cu gura ei, păi ea spune mie care e iubirea, ce tare ea. Sigur vă zic eu că n-are relații, mai mult ca sigur. S-a văzut că nu are. Am vorbit că am... Și? Am dezamăgit tot ce am făcut pe aici prin casă, că... Na, ce spunea pe acolo, știi? Eu am venit cu gândul că nu o să mai duc mult relația, pentru că aveam niște mici certuri afară. Și zic, bă, mai bine să plec, să mă duc acolo, să poate găsesc pe cineva și mă liniștesc. Dar n-a fost deloc așa, că m-am întâlnit aici, din contra, a fost foarte rău pentru mine. Inima mea era tot la ea acolo. Eu zic că mă pupi la final, știi? Nu, că nu te pup, că nu știu ce, că mă zi acum că nu mai știu cum mai vorbim. Și să și după, știi că hai că te pup, că nu știu ce la final. Deci, îmi dă-i seama după voce prima dată când o sunai, știi? S-a văzut că ține mă mult de tot și acum, încă ține mult, mult, așa, țin tot la fel de mult la ea.